Bună ziua, bine v-am găsit! Acum am venit în stupină să mut eu cuibul în partea dreaptă a stupului. Asta având în vedere următoarea lucrare pe care trebuie să o fac. Și cum voi începe, prima dată am să-i deschid urdinișul. Îi deschid urdinișul aici și îi pun... Îi pun un pic din asta, să strângem un pic urdinișul, deja o albină a și ieșit pe acest urdiniș. O să-i punem așa un pic mai mare, așa. Deci ăsta e primul lucru care îl fac. Asta în caz că aveți un stup ursus sau ați iernat cumva, să zic așa, dacă ați iernat într-un stup cu două urdinișe și totuși vreți să mutați. Am să vă arăt de ce trebuie mutat. Să facem noi aici o mică modificare. Așa. Să mutăm cuibul. Și totodată voi vedea ce s-a întâmplat în... Are cam 5 zile, 6 de când nu l-am deranjat. Așa. Se mut cuibul. Am și eu o mică curiozitate, fiindcă ea tot lucrează de câteva zile în continuu. Sunt vreo 16 grade, e frumos că albește. Așa. Se albește, tratamentul, zic eu că așa că am făcut datoria. Bun. Foarte bine. Este răcoare azi, de mâine vine căldura pentru câteva zile. Era bună și un pic de ploaie, dar dacă n-a venit, n-a venit, asta este. Mut cuibul în partea dreaptă a lăzii, fiindcă am nevoie ca albina să se obișnuiască în partea aceasta urdinișului. Pentru a folosi colectoarele de polen. Curăț un pic lada dacă tot sunt aici. Bine, și să încep să mut din rame. Ia să vedem acum. Am ramă goală. Ramă goală. Sunt foarte importante ramele goale. Așa. Și aceasta este o ramă cu miere care n-am descăpăcit-o. Da? Cuibul a fost extins la vremea respectivă, aproximativ acum o săptămână. Și să văd dacă a mai eclojat albină între timp și dacă chiar merge să-i mai pun o ramă. Ok, e grea rama. E grea fiindcă are nectar și miere pe această ramă. Da?
bună rama. Acum aș putea totuși să forțez un pic cuibul, dar să văd imediat. Se adaug eu ramă, dar nu prea mult, adică să-l las mai natural așa, fiindcă nu e o, dar e frumos, tare, tare frumuseți aici. Da, polen și puiet larvar, aici este plin cu larvar, e foarte fain. Bun, după ce am văzut această ramă, clar o să-i pun rama goală aici. Pun o ramă goală, punem următoarea ramă cu mâncare, trec mai departe cu rama cu larve. Așa. Și următoarea ramă superbă. Ce mai fac eu între timp acum? Acum când mai umbli așa la rame, înainte să le umpli, mai merge curățate mărginile astea, mai merge curățate de acum. Dacă nu le cureți, încet, încet se cam umple cu propolis și se tot distanțează ramele. Așa, următoarea ramă. O frumusețe. O frumusețe de ramă. Hai că începe să eclozeze și trântorii încet, încet. Da, n-ai ce să ceri. Superb puiet, o matcă extraordinară. O mătcuță superbă, totul e așa cum trebuie, la superlativ. Să folosim totul la superlativ. Când intră polen de afară și un pic de nectar, totul arată mult prea bine. Și aici la fel. Și aici la fel. O să în 10 zile va fi plin cu albinuțe. Vedeți că se poate și mai, cum să zic eu, mai economic. Asta ce aici este o îngrijire mai economică. Doar pe miere. Doar pe miere. Și apă. Da. Încă o ramă foarte bună, foarte, foarte bună rama. Bun, punem la locul ei. Deci nu e o lucrare cine știe ce, doar mulți cuibul dintr-o parte într-alta.
totodată cureți ramele bine, bine. Și la această ladă mai trebuie să aduc o diafragmă ursul pentru a pregăti cuibul, să zic așa, pentru mulțire. În ziua în care voi muta cuibul, să zic așa, adică voi muta matca în buzunar, atunci o să fie și mai interesant pentru a da drumul la regine de schimb liniștit. Gata, știu că sunteți un pic voi supărate așa, dar arată bine. A venit matca până aici, că nu are loc. Acum se face și loc. Acel puiet, vă dați seama, este trei rame tablă cu puiet, dacă țin bine minte. Trei rame tablă. E o cantitate destul de mare de puiet. Așa. Și această ramă e plină cu polen, da? E plină cu polen și cu miere. Așa, și acum să mut această ramă goală, eu dau aici. Acum fac acea lucrare care separă un pic mâncarea de cuib. Forțez un pic extinderea cuibului. Bun, deci am o ramă pusă, ramă cu mâncare, ramă cu larve, puiet căpăcit, puiet căpăcit, puiet căpăcit, puiet larvar, ramă cu celule goale și ramă cu mâncare. O să strâng un pic eu acum cuibul. O să fie pe 9 rame. Dacă era un stup pe 10 rame, atunci cel mai probabil într-o săptămână îi puneai catul pe el. Dar fiindcă este o ladă orizontală, nu face acest lucru. Bun. Ce mai trebuie să fac eu? Să-i mai aduc niște rame goale. Continui și am adus rame goale pe care le voi utiliza la această colonie. Iau mânușile. Totuși înțapă albina, nu? Am două foițe și am rame din astea care au fost utilizate anul trecut cu puțină miere pe ele.
Așa, și să vedem. Aici mai e un pic de miere, o să îi dau așa un pic cu dalta, să o ia mai repede. Adăugăm aici. Dacă vin eu peste o săptămână, dar voi veni acum mai des, încă pregătirea coloniei este pentru a colecta polen, dar din păcate durează această trecere la a colecta polen. O să dureze fiindcă am tot făcut mutări din astea. Bine, în cazul acestei colonii, dacă vă arăt o altă colonie, deja sunt pregătite pentru a colecta polen. Și mai sunt acele colonii care sunt prea mici pentru a colecta polen. Descăpăcim. Așa, și pe partea asta. Și o să intrăm și această ramă. Cam asta este cu această colonie. Mai are ea la dispoziție două foițe. Și va fi... Este, adică nu va fi, este foarte, foarte frumos, foarte faină treaba. Tot ce rămâne de făcut este ca albina să se obișnuiască cu noul urghiniș. O să dureze câteva săptămâni sau poate 10 zile, nu știu exact. Acum ați văzut că am adăugat aceste trocuțe. Am adăugat acele trocuțe fiindcă voi face un tratament cu formic, dar asta după un anumit rezultat. Rezultatul pe care o să-l vedem din următorul film, o să adaug un pic de acid formic și acolo voi vorbi mai multe despre acest tratament.